Administrația locală din Lugoj a obținut o finanțare prin Programul Național Angel Salini pentru reabilitarea integrală a podului de fier și a celor 4 vămi ce îl străjuiesc. Proiectul tehnic a fost recepționat și a fost demarată licitația. Licitația este în curs. Termenul final de depunere a ofertelor este data de 29 februarie anul curent. Evaluarea va dura undeva la 2 săptămâni. Sunt deja 4 sau 5 potențiali ofertanți interesați. Avem convingerea că vom reuși să desemnăm un câștigător, urmând ca lucrările să înceapă în perioada imediat următoare, înainte de începerea verii. Valoarea investiției este de 14 milioane de lei, iar termenul de execuție este de 10 luni de la ordinul de începere a lucrărilor.